Studia? Pregătite pentru un... Și așteptăm clienții, voastre. Mergem așa pe micro, da? Da? Și luăm modelul de la noi. Să păstrăm în acest paramet ca să putem crea confortul. Asta a fost un pic vremea care a pus robotul astăzi, urmează în proții două o să fie perfect. Dar știți cum, mai apare un vânt, o ploaie, mai... Tot, hai! Vă mulțumesc, domnule deputat Leoreanu, domnule deputat Bulai, că ați venit alături de noi, doamna viceprimar, domnule director, consilier local și cetățenii ai municipiului Roman, bine ați revenit la ștrandul municipal din Roman. Inaugurăm astăzi noul sezon, sperăm să îi mulțumim pe romașcani prin suplimentarea cu cei 500 de metri pătrați de plajă, practic pe cele trei laturi am extins plaja. Oferim în acest fel un confort mai mare, capacitatea pe șezlonguri este aceeași, 1000 de șezlonguri, 500 de umbrele, însă am dorit să fie un confort mai extins pentru cei care vin la ștrandul municipal. Începând de astăzi, în acest moment, am și vorbit, nu va mai ploua o bună bucată de vreme, astfel încât cel puțin pentru această mini-vacanță, romașcanii care vor dori să vină la ștrandul municipal sunt bineveniți. Am reparat toate cele trei bazine, astfel încât condițiile să fie dintre cele mai bune și să oferim bucurii celor care ne vizitează și mai ales romașcanilor și, de ce nu, să doborâm recordurile de anul trecut.
După cum bine știți, domnule deputat Leoreanu, anul trecut recordul a fost de 3700 de vizitatori într-o zi. Mi-aș dori ca acest record să fie depășit și un număr cât mai mare de romașcani să vină la strandul municipal din Roman, acolo unde le promitem să le oferim condițiile cele mai bune, atât de în ceea ce privește salubritatea, dar mai ales în ceea ce privește disciplina în incinta strandului. Anunțăm încă de pe acum că nu vom tolera absolut niciun act antisocial și dorim să aplicăm la sânge regulamentul care prevede chiar interzicerea pe durata unui sezon a celor care nu respectă regulile de conduită în spațiile publice. De aceea, domnule director, fac un apel la dumneavoastră să aplicați în totalitate prevederile regulamentului și să sancționați ferm orice măsură, orice comportament antisocial. Fără nicio problemă, avem de partea noastră și poliția locală, aveți aici în incintă și pază privată, de aceea vreau să nu faceți toleranță absolut sub nicio formă în ceea ce privește comportamentele antisociale. Mai departe, vă doresc mult succes în noul sezon și să oferiți romașcanilor condițiile cele mai bune pentru a se distra în acest frumos complex realizat de către administrația publică locală. Domnule director, aș vrea să ne dați câteva date tehnice referitoare la numărul de șezlonguri, la eventuala suplimentare a bestiarelor. Cum spunea și domnul primar, bună ziua în primul rând. Am extins zona de plajă cu 500 de metri pătrați, inclusiv acele șezlonguri s-au dus în număr de 160 pe această extindere. Creând, cum spunea și domnul primar, un confort sporit, noi sperăm ca aceste reparații care s-au făcut în acest an să aducă baza la standardele care au fost inițial. Și mulțumim cu această ocazie domnului deputat Leoreanu, care astăzi, intrând aici, a apreciat pregătirea și rămâne o amintire frumoasă la această bază în anii anterior, când domnul primar, domnul deputat era primar, și mulțumim cu această ocazie încă o dată, domnule deputat, că ați depus eforturi și iată că romașcanii beneficiază de un bazin, de un strand cu standarde ridicate. Câte locuri de muncă sunt, adică s-au făcut aici, în acest obiectiv? În acest an am creat oarecum premize și, cum spunea și domnul primar, am angajat încă doi agenți de pază pentru a asigura totuși condițiile și siguranța celor care folosesc strandul. Avem în compartimentul bazei sportive în jur de 35-40 de angajați care asigură tot ce se cheamă curățenie, funcționarea instalațiilor și tot ce se cheamă pregătirea pentru folosirea strandului. Domnul primar Leoreanu, anul trecut la inaugurare, s-a plimbat tot așa ca domnul primar, dar n-a avut doi deputați alături de domnia sa. Acum domnul primar are doi deputați la deschiderea strandului. Da, probabil vă simțiți mai sprijinit? Da, probabil sunt convins că cei doi deputați, unul dintre ei foarte implicat în trecut în ceea ce înseamnă administrația publică locală, celălalt mai nou în Parlamentul României, dar sunt convins că ambii apreciază ceea ce s-a făcut. Cu toții, sigur, apreciem ceea ce s-a făcut în mandatul trecut în ceea ce privește Complexul de Agrement și Sportiv Moldova, însă iată că astăzi mă bucur să i-am alături ca și invitați pe cei doi deputați și de asemenea mă bucură faptul că ambii apreciază ceea ce s-a făcut aici, eforturile care s-au făcut și vom asigura că în continuare vom depune eforturile ca această bază de agrement să rămână la un standard ridicat și mai mult decât atât, așa cum spuneam, să păstrăm disciplina în interiorul acestei baze de agrement, tocmai pentru a oferi condiții sporite de confort, dar mai ales lumea să se simtă bine în acest spațiu pe care astăzi l-am deschis pentru acest sezon. Domnule deputat Leoreanu, cum se simte un fost edil care merge prin obiectivele pe care le-a inițiat, le-a văzut crescând, le-a terminat și lumea este mulțumită? Cum se simte? Ce simțiți?
Vă salut și eu și vreau să vă spun că este foarte greu să realizezi anumite obiective și acesta rămâne un obiectiv remarcabil și pentru Roman și pentru zona Roman metropolitan și cred că pentru Moldova de centru. Dar vreau să vă spun că la fel de greu este să păstrezi, să întreții. Multe lucruri s-au făcut în această țară și multe obiective, dacă le vizitezi, vezi că s-au degradat în timp. A întreține, a păstra și chiar a asigura îmbunătățire de la an la an, de la etapă la etapă, este un lucru de remarcat. Mă bucur că am găsit totul frumos, curat, bine păstrat. Mă bucur că atunci când am gândit acel gard dinspre partea de picnic și am pus acea iederă, iată, începe să umple acel gard, așa a fost gândit pentru acest proiect. Și mă bucur și în spatele meu, acolo unde am răsădit nuielele de salce cât degetul. Iată, astăzi se pot vedea ce frumos au crescut și creează un climat plăcut. Am gândit atunci în detaliu, împreună cu domnul viceprimar de atunci, domnul Lucian Micu, am gândit și am lucrat împreună. Și iată, am reușit să finalizăm acest obiectiv, iar dânsul trebuie să ducă mai departe, să continue ceea ce și face. Și cred că este foarte important, așa cum spuneam, dincolo de a realiza, să și întreții, să și păstrezi, să asiguri un climat de ordine, de disciplină, care dă un plus de siguranță cetățenilor, iar romașcanii au nevoie de acest lucru. Mă bucur că implicarea este una majoră și sunt foarte mulțumit de ceea ce văd aici. V-am spus, atunci când ai un obiectiv realizat, ți se rupe inima dacă ajungi și vezi că el intră într-o stare de degradare. Iată, aici înflorește și acest lucru mă bucură și îl felicit pe domnul primar Lucian Micu pentru implicare și pe domnul director Marcel Benchea și pe toți cei care se implică aici, pentru că aici este un colectiv, vorbim și de domnul Mihai Cristea, vorbim de toți băieții, de toate fetele de aici, care știu cât suflet pun și care știu câte probleme și necazuri au avut de-a lungul timpului până am creat un anumit mecanism de a rezolva și problemele, pentru că nimeni nu le știe de la început pe toate. Și sunt convins că anumite mici disfuncționalități vor apărea și pe parcurs, dar până la urmă rutina și preocuparea dă soluții la problemele care apar. Felicitări și mult succes tuturor, doresc romașcanilor să se simtă bine într-un loc care asigură, dacă vreți, o relaxare deosebită și cu care nu multe orașe se pot lăuda din țară. Domnule deputat, dacă vine orice primar la dumneavoastră din și vă solicită sprijinul, la fel cum poate o să se întâmple și în administrația locală, veți avea ușa deschisă sau veți prefera numai în anumite direcții? Nu numai că voi fi deschis. De exemplu, în cazul Vălenii am fost primul parlamentar care a ajuns la fața locului și am dat o mână de ajutor. Politica altfel înseamnă și a aprecia ce au făcut cei care au fost în poziții publice înainte și pe această cale îi felicit pe colegii mei, domnul deputat Ureanu și domnul primar Micu, pentru această realizare. Este extraordinar că avem la Roman un asemenea strand și chiar am încercat apa, are o temperatură foarte bună. Regret că nu am venit cu slipii să fac baie acum și să fac pocinoc la apă și la strand pe sezonul ăsta. Avem nevoie de asemenea inițiative, dar avem nevoie și de marketare. Trebuie să se audă de acest strand până în Fălticeni, până în Focșani, până în Tecuci, să vină toată Moldova aici. Este bine că romașcanii și cei din zona metropolitană vin, trebuie să audă și mai multă lume de această inițiativă. Păi ați lansat o idee, administrația locală să realizeze un ghid pe care dumneavoastră ca deputat puteți să-l puneți pe masa parlamentarilor. Să vă spun că aici în fiecare weekend o să vedeți plin de mașini de iarnă. Ce avea mașini? De Bacău, de Vaslui. Care a venit ghidul, să vadă deja de anul trecut am avut. Doar ca și ghid de bună practică. Da. Da, asta suntem de acord. Să fac un ghid de bună practică, să prezinte... Da, exact. Am să țin minte acest lucru și la anul viitor când îl vom inaugura, îl voi atenționa să vină pregătit. Vă mulțumesc! Mulțumim! Și noi mulțumim. Mulțumim. Sunt nou în politică, am nevoie de sfaturi, mai ales de la oameni ca dumneavoastră care știu vă să... Vă mulțumim mult, cu dragă inimă vi le vom acorda. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim! Ce faci, îl formatez? Ce facem? Iar bine la fel.
să sunt pe Petrică, să văd cum din nea Petrică. Ai, eu sunt atunci.